Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș va începe un nou curs de antreprenoriat în cadrul proiectului Suport pentru Inițiative Antreprenoriale Vest. Cursul va fi unul gratuit și se va desfășura în perioada 27 august-2 septembrie la Timișoara, la sediul CCIAT din Piața Victoriei. Un lucru inedit și în favoarea tinerilor care optează pentru acest curs este faptul că absolvenții cursului pot pregăti un plan de afaceri și pot participa la concursul de planuri de afaceri din cadrul proiectului. Este disponibilă pentru finanțarea de startup-uri suma de 6,5%. 4 milioane de lei vor primi bani 44 de planuri de afaceri finanțarea fiind nerambursabilă prin acest proiect, 360 de persoane din Timiș, Cara Severin, Arad și Hunedoara pot obține finanțări de până la 40.000 de euro pentru începerea unei afaceri non-agricole în mediul urban. Proiectul este destinat persoanelor care desfășoară o activitate independentă, persoanelor inactive, cum ar fi elevii și studenții, dar și șomerilor. Aceștia trebuie să aibă reședința în județele menționate, iar nivelul minim de studii solicitat este liceul cu examen de bacalaureat.